Starețul unei mănăstiri din județul Vaslui a fost bătut și jefuit de doi tâlhari pentru câteva sute de lei. S-a întâmplat la mănăstirea Movila lui Burcel din comuna Miclești. Doi hoți cu fețele acoperite au furat banii arhimandritului Ștefan Gușă după ce l-au lovit cu o bâtă. Ca să fie sigur că nu-i recunoaște, tâlharii au avut fețele acoperite și au folosit un spray paralizant pentru a-l orbi. Odată cu banii au luat și cheile de la două autoturisme și pe cele ale bisericii. Starețul a reușit să iasă în curtea mănăstirii și a alertat pe ceilalți călugări. Aceștia au chemat poliția, iar oamenii legii au prins în scurt timp pe cei doi tâlhari. Ei au antecedente penale. Unul dintre ei a mai furat chiar de la mănăstire și în alte dăți. De fiecare dată, hoțul a căutat bani, dar tot de fiecare dată a fost prins. Culmea, tâlharii au lucrat la Sfântul Locaș ca zilieri și erau cunoscuți bine de arhimandrit. Au fost la mine, viețuitori la mănăstire, că am iertat de prea multe ori. De prea multe ori l-am iertat și numai. Arhimandritul Ștefan Gușa slujește la mănăstirea Movila lui Burcel de ani buni și spune că de-a lungul vieții a fost supus mai multor încercări.